Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Ion Diacov, fost procuror al Capitalei. Domnule Diacov, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara! Domnul Diacov, eu vă propun să nu discutăm doar despre justiție, căci subiecte pozitive eu nu prea am găsit, dar dacă o să găsiți dumneavoastră cu mare drag. Dar până atunci, aveți așa o mică experiență dumneavoastră în ale alegerilor. Tocmai de asta vă întreb, nu vreți candidați anul ăsta la președinția țării? Doamne ferește! Doamne ferește? De ce? Dar nu știți cât se visează președință? Eu mi-ai răspuns, eu cu politică niciodată nu m-am ocupat și nu vreau să mă ocup. Atunci, accidental, am vrut să fiu consilier, dar Renato m-a băgat în probleme. Nu, gata. Uh-huh. Mulțumesc. Previziunile dumneavoastră, cine învinge? Doamna Maia Sandu, e clar, spuneți dumneavoastră? Nu știu. Depinde. Cum o să facă alegerile, cum o să le organizeze. Sigur că doamna Maia Sandu are susținere internațională foarte puternică. Da, dar se votează pe interior? Pe interior trebuie să stărui mult. Alți candidați credibili vedeți dumneavoastră la ora actuală că se văd la orizont ceva? Nu. Slăbuți de tot, da? Slabi. Păi, eu știu, sunt vreo doi, dar nu văd putere în jurul lor. Același Ion Chicu, eu știu, altcineva. Restul, făcătură. Ion Ceban, dacă ar candida, ținând cont de faptul că a învins la Chișinău din primul tur? Eu nu cred că el să candideze. Nu cred. Eu cred că îți fac o greșeală dacă candida acum. Da, mă rog. Dar n-are șansă. Dar la referendum, este, da? Este un candidat ascuns. Dar depinde dacă în spatele lui stă într-adevăr o putere mare, cum este Rusia. Vasile Tarlev. Opa. Da, el recent a preluat șefia unui partid existent de la Chișinău. Mie îmi pare rău că noi întotdeauna facem probleme, singuri le creăm. Și pe urmă, foarte așa, din toată inima, luptăm cu asta. Așa s-a luptat cu Șor, când eu fusesem la dâns și le-am propus. Hai să mă implic eu și să ajut să ustăpăm. Nu, eu cred că să-l fac pe Șor. E un bandit, un hoț, ăsta să-l facem opoziție, dar pe Dodon să-l înlăturăm. Și o făcut din Șor pălcean. Acum Tarlev, da, el Tarlev în sine, pentru mine personal, pentru oameni care așa se uită treaz, ca la om, nu prezintă el nimic, absolut nimic. Dar problema este, întrebarea este, e Tarlev? Sau e un oarecare împins de ruș. Dacă e un orecare împins de ruș, atunci ăsta orecare, el e fost prim-ministru și el mai longeviv. Și hai să luăm de început, așa, în 3 minute. Cine e Vasile Tarlev? Când Mart Căciuc a scris, „Cto vă, Mr. Tarlev?” Țineți minte, așa a fost un articol la începutul lui. Vă zic că, în primul rând, el când a fost ales sau numit prim-ministru, el la momentul acela era director la Bucurie și era lipsit de dreptul de a scrie un document la Bucurie. Despre asta știau toți, inclusiv Voronin. Și desigur că Voronin l-a acceptat. Că Vasile era agent a serviciului special din Rusia, el nici nu ascundea. Mie personal, el mi-a spus. Acolo a fost o situație când a trecut Republica Moldova de la regim parlamentar la, sau, da, de la prezidențial la parlamentar. Atunci generalul Alexei, Passat, s-a simțit foarte prost. Și Passat a ieșit la mine prin Vasile Tarlev. El putea să iasă, el era șeful securității, putea să iasă direct la mine, că eu eram ofițer asis proaspăt, întors de acolo, aveam cunoscuți comuni încolo, și el putea să iasă printr-un ofițer sau direct.
te uiți și prin tarele. Și eu atunci l-am întrebat, băi, tu ce treabă ai cu KGB-ul? Și el atunci mi-a spus că, păi eu sunt acolo. Și iată, el a devenit prim-ministru și chiar din prima zi, primele zile. Nu-i greu de descifrat că curatorii lui, care l-au convins pe Voronin că tremă, aici fac o paranteză. Și Lucinski, dacă mă ta știi, dacă nu sunt, este lume, a fost pe cale de a-l numi. Cum așa? Un Vasile Tarlev, doi președinți autoritari, trebuie să-l numească. Și din capul lor se-l iubeau tare și treaba de el. Desigur că a fost recomandat respectuos din Moscova. Așa, mergi mai departe. El nu m-a venit și nu e clar că după ce s-a distrus Uniunea Sovietică, începând cu aurul partidului și terminând cu toate cel mai așa avantajoasă întreprindere și mai departe, au pus labă sau mânuța foști chechebiști. Adică curatorul lui Vasile. Și el, în primele zile când a venit, devenit președinte, premier, el a creat Asociația Prietenii Rusiei. Și atunci Marco a scris, că vă, Mr. Tarlev, și de unde i-a luat? Că el a început, a făcut listă, adică și ei au făcut listă, întreprinderilor care trebuiau să treacă sub tutela rușilor. Ei, nu mai povestesc toate scandalurile, toate au fost multe. Trec numai la eliberarea lui din funcție. Se apropia sfârșitul mandatului Voronin și desigur că Moscova a început să deranjeze, să caute. Dar Voronin nu permitea nimănui că în jurul lui să fie ceva neclarități. Vasile a fost la Moscova și a avut discuții și i-a spus, hai! Și el a dat consimțământul că el începe lucrul de a deveni președinte. Ei, de acolo, fiindcă Voronin nu-i secret, că tot e agent cu un statut mult mai înalt ca lui Vasile acolo la Moscova. Și cineva l-a telefonat și eu știu din ce considerente ori că l-a informat, pur și simplu, ori așa, din prietenie. I-a spus, uite, gata, noi am ales, iată, Vasile Pavlovich, să fie următorul președinte. Vă închipuiți, Voronin, ce-a făcut? L-au dus de la avion drept la dânsul în birou. Eu nu din auzite știu ce-a fost acolo, Doamne ferește. Și l-au dus acasă. Despre asta a aflat Mart Căciuc, că el nu a fost prezent, așa după cât eu știu. Și două zi, adică sara atunci, a venit la domnul Voronin și a zis, ce ați făcut? Mata, ai făcut a doilea pas atunci cu Kozak și amuia a doilea pas împotriva Moscovei. Cum ai să ieși din situația asta? Dacă presa începe și așa mai departe. Ei s-au dus și, nu știu, atunci seara sau înspre dimineață, l-au spălat, l-au făcut cu pudră, cu asta. I-au scris textul, i-au pus că el își dă demisia și i-au dat ordine republice. Și așa a plecat în 2007, da? Da. Din 2007 până azi, omul ăsta pe ce trăiește? Tentativii de a reveni în politică a mai avut. Da, și hai închipuite, știindu-l pe dânsul, iar să nu intrăm în detalii, el a făcut partide. Știm nu cum a făcut el la Răvnopravie, el e fondator. Iacă, de ce nu a luat amuia Răvnopravie? Că are și, mă tem că are și în Parlament oameni Răvnopravie, așa? Renaștere are, care se luază de la socialiști. Apoi este Răvnopravie, Renaștere, asta e. Nu constă. Și el a mai fost acolo cu Petrachi, cu nu știu cine. Păi da, Uniunea Centristă. Da. El nu a mai fost nicăieri, el tot a luat. Și iată, au trecut ani. Ani de zile.
El în 2014 e ales președintele Consiliului, prezidatul Sovietă. Dar prezident acolo e fișorul Ceaică. Какого Совета? Совета, Конгресса, Международного Конгресса предпринимателей, а индустриашлор и ламнор де афачери. Интернационал. Зак, в двух фразы, ел с нами Международный союз предпринимателей и деловых людей. Уфос конституит încă când a început Uniunea Sovietică să se dărâme, a fost constituit Divolski, fostul ministru a industriei grele a Uniunii Sovietice. Membru a Comitetului Central și așa mai departe, era unul din cinci oameni a Uniunii Sovietice pe ultimele zile al lui Gorbaciov. Și asta a fost făcută o nu știu cum să-i zic, instituție și o umbrelă a KGB-ului. Pentru a menține fostele republici să le cointereseze o platformă de discuții. Și printre altele, chiar la fondare, una din primele ședințe a fost în Chișinău, Mircea Sinegru a luat cuvântul. Peste un an, mai încă doi, a fost la București, Ilie a scolat cuvântul. Acolo. Ei, și tot așa. Și atât Vasile Palci, el e președintele Congresului Industriașilor și Oamenilor de Afaceri în Republica Moldova. Cine l-a ales și cine sunt membri acolo? Mata ai auzit? Ia că eu cu sute de oameni de afaceri în Republică. În primul rând, noi cu industrie știm cu doamne ferește, știi? Cine sunt membri acolo? Întrebare, de ce l-a ales pe dânsul președinte a Consiliului? Fiindcă dacă să luați studiez, dar eu am studiat foarte bine cine sunt membri acolo, numai el e fost prim-ministru. Nu l-a ales pe Vasile Tarlev, dar pe fost prim-ministru. Să aibă sunet, să aibă acolo. Și ce fac acolo? Instituția asta e umbrela KGB-ului. Și ei acolo fac niște ședințe sau ies să se duc și KGB-ul lucrează. El a primit două ordini în perioada asta de la Putin. Dar cine l-a recomandat? Că el ca reprezentantul Moldovei l-a primit. Cineva trebuie să te propună, cineva acolo. Ei au oficiul în centrul Moscovei, în centrul veche Moscovei, Suharevski, Periulog 26. Acolo are birou fișorul Ceaică, acolo Pălămărciuc, general fost mâna dreaptă lui Ceaică, procuratorul general al Uniunii Sovietice. Acolo are sediu fratele Dodon, fișorul care e căsătorit cu fiica lui Tarlev. Ei scuscri. Și ei acolo, ei se întâlnesc. Da, vin. Care țări? Țările asiatice și țările unde sunt regimuri dictatoriale, unde este Prigojin, Aur, și așa mai Petrescomp, și așa mai departe. Care e interesul? Ei cheamă la ședință Congresului Internațional și acolo cheamă și Tarlev stă acolo și de vorbă. Hai să fim serioși. Hai să ajungem la mai aproape. Așa, și? Și iată, cam grade, da? Pe dânsul, pe data de 23, nu știu cât acolo, 3, 23 decembrie, 23, am ea, 3 luni urmă, l-o reales, că acolo pe 8 ani, nu știu cum, l-o ales președintele Consiliului Internațional, și hop, el, iată, o hotărât să vie, să ridice Republica Moldova, să o salveze. Și el vine și preia un partid instituit sau construit sau înregistrat de către Ienioglu, colonel KGB. Eu am lucrat la SIS, șef de secție,
pe închetă și el era, eu mă cunosc foarte bine cu dânsul. Domnul Ineoglu, în 22, a făcut un partid, dar tare mult, el câțiva ani s-a necăjit, că știți acolo, sunt niște cerințe că trebuie să aibă acoperire națională. Și sunt acolo. Acum e mai simplu, dar atunci așa e. Dar și amul nu mai este, tot trebuie acolo. Și mai scurt, el în 22 l-a făcut, dar el l-a face de 5 ani, eu am vorbit cu dânsul, știam despre lucrul ăsta. Și mă ia, hop, ieși lui Codoneazul, lui Zipoace, și din capul lui. Și el e un partid regional, din Găgăuzia. El a luat și eu schimbat, că era Budjac. Eu schimbat denumirea, viitorul Moldovei, și a spus că l-a extins. Dar unde l-a extins? Cum l-a extins? Nu l-a mai extins nici. El e un partid ca și cel în anii 70, nu știu câte acolo. Am o problemă așa. Va avea sau nu Rusia interesul să-l pună pe Vasil Palci? Adică pe fost premier. N-are importanță cum îl cheamă. Că-i Guțul, că-i Cociu, cei care la Orhei au câștigat, că-i cele de la Bălți care le-au dus acolo și peste noapte câștigau. Așa. Dacă de la Moscova vor dori ca el să fie președinte, vreau să zic că foarte drujnă vor vota pentru dânsul și șansa, și Răvnăpravie, și nu știu care acolo, și socialiști, și nu exclud că și lui Chicu, și lui doamnă de la Comrat, și toți. Iar ca asta e problemă mare. Și la noi, dacă Sisu crede că a să-i meargă și de data asta, și dacă alte lume și cei de la conducere râd că tare la televizor au ieșit prima dată și au anunțat despre asta în limba rusă. Că se audă, nu a zis un cuvânt, SVO la noi. Și tot așa, și tot așa. Eu, ca cu dinți, m-am ținut și am ascultat toate emisiunea aceea, el nu slujește, el vorbește despre Moldova, dar el cu totul altceva vorbește. Și eu vreau să întreb chiar așa simplu. Fost prim-ministru care a avut acces la secretele statului. Șede din 2014 la Moscova, pe Suhărescu Periuluc. Și el de acolo primește bani. Gândesc, bani mari primește. Călăruși cu banii nu-i problemă. El ce-a făcut acolo? El ce le povestea? Și povestea cum Gonța iese la televizor? Sau și se face și se hotărăște la președinție, în guvern? Cine cu cine? Cine când și unde? Și așa mai departe. Dar asta cum se numește? Asta cum se numește? Dacă el e agent a serviciilor speciale și lucrează oficial în Moscova. Grave acuzații, domnule Diakov. Dar de ce acuzații? Asta nu sunt acuzații, asta e, știesc, o realitate. Mie îmi pare rău că trebuie eu să o povestesc. Dar nu se mai poate, bine, nu. Cât se poate noi să luptăm pe urmă? Când arde casa, noi, dacă o luat foc, așa, cum scade, tot arde, și noi îmblăm găleata și se strângem. Cât se poate? Noi suntem într-o sărăcie, nici nu știu cum, nici cuvinte n-are, și nu numai sărăcie am în vedere că n-avem și mânca. Noi avem o sărăcie morală. Și de alt ordin. Noi suntem rătăciți cu totul. Și dacă oamenii noștri, cât doamne trădător, doamne trădător, nu vreau să dau apreciere, îi fac dosare penale acolo și așa mai departe. Da, Vasil Palci, el șede din 2014 în Moscova, în centrul Moscovei. Fost prim-ministru care a avut acces total la toate secretele de publicul de stat. Domn Diakov,
Dacă Rusia n-ar fi început războiul contra Ucrainei, care ar fi diferența dintre politicienii pro-ruși și pro-vest? Precizez, dacă n-ar fi început rușii războiul, pace, așa. Tot aceeași era să fie, pur și simplu, noi e că așa gândim că sunt noștri. Noi gândim că ei sunt noștri. Ia că Vasile Pavlovici, repet, el e acolo din 2013-2014. El în 2013, prima dată, a participat la congresul și așa numit. Și el l-a ales pe dânsul aici. Eu v-aș vrea să văd. Și nici membrii acolo. Și el s-a dus acolo. Și atunci era... Nu era Maia Sandu și așa mai departe. Era Plăhătniuc, era Vlad Filat, era coaliție. Și el s-a dus și ne reprezenta. Dar cine l-a împuternicit pe dânsul să ne reprezinte el acolo? Și iată oameni de ăștia, iată ieri care am văzut un moldovan deștept, acolo Serghei Tomă, oricare, în Londra și el vorbește jos pălărie. Depinde cum îl asculți și înțelegi. Și oameni de ăștia au fost nu zeci, chiar sute. Și dacă nu era război, desigur că războiul o abnajil, o scos în vileag multe lucruri și oamenii amuia să uită cu frică. Când cineva vede că, uite, el e trimis de acolo. Să uită cu îngrijorare, cu asta. Dar înainte, pur și simplu, de așa de puteri noștri suntem. Din Uniunea Sovietică suntem. Și asta e. Deci dumneavoastră considerați că Tarlev reprezintă un pericol pentru prezidențialele din toamna acestuia? Cu condiție că dacă rușii vor vrea să pună miza pe dânsul. Dacă pun, eu s-o cot, dar cum e că guțulă ce, nu vreau să o insult, e femeie, dar scriu acolo, taburetcă. E că dacă era un obiect în locul lui, tot ăla legeu. O ales-o. La Bălț este istorie, au venit ca și flăcăul acela și fetele cele frumoase, la Orhei și în alt perț. Ei cine? Și-au fost, și ei au fost, știi, lumea aici, cum? Eu vă dat, azi îl scoate pe unul, mâine îl pune pe altul. Dar Vasile Pavlovici, el nu-i prost o bombonel sau nu știu cum acolo. El a zbălătează că a fost prim-ministru cel mai longeviv. Prim-ministru din spațiul post-sovietic. Nu, din Republica Moldova, cel mai longeviv. Ei, din Republica Moldova. Și el, dacă așa să ne uităm, nu prea ai de citit nina. Eu pot mai să povestesc mai multe lucruri, dar, mă rog, dacă mă întreba, poste. Dar așa e, dacă nimeni, da, Vasile, și lasă-l, că el așa. Pus șleapcă pe urechi și merge înainte. Dar nu mai este chiar așa. Și repet, dacă Moscova va avea interes, eu cred că el liber poate să treacă. Liber. Deocamdată e liniște. În sondaje nu apare nicăieri. Dar sondajele, că el încă nu a apărut ca tare. El a spus, ia că eu sunt. El nu m-a dat semnal că este. Dar când, în primul rând, repet încă o dată, nu știu, eu personal, nu știu dacă pe dânsul se va face miză sau el va fi aici pentru a controla, a să fie pe profesie. Adică, dacă el își va exercita profesia lui de agent, să vadă cine și cum și încolo încoace, asta e o treabă. Dar dacă ar veni ca pretendent, dânsul, dacă se va face miza, au să aibă probleme, mari probleme. Care ei noștri pot să-l mai exclude, că au experiență deja în asta, nu exclude concurenții din electoral. Asta e altă treabă. Eu nu știu de ce i-a dat voie să este un budgeac și alea și congres. Am avut congres, așa în presă scrie. Și nimeni nu s-a întrebat dacă jurnaliștii noștri, mă scuz. Da, e ok, noi așa și facem. Care, bine?
De ce nimeni nu s-a dus să filmeze, să fotografieze, să dea întrebări, să scrie? Și măcar așa un articol, stați-o, Vasile. Sau spui, oameni buni, stați-o leat. E problemă. Nici așa, nici laie, nici bălaie. Continuăm despre laie și bălaie, dar vă rog să luăm câteva clipe de publicitate. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Continuăm, domnul Diacov, tot cu alegerile, dar deja referendum. Cum votați la referendumul ăla? Dacă el va avea loc, nu trebuie să așteptăm verdictul curții constituționale, deși guvernarea spune foarte clar că e verdictul. Deci, înțeles că va fi pozitiv. Eu nu vreau să mă bag în chestii de astea pur politice, dar pot numai așa, juridic vorbind, este hotărâre curții constituționale că nu se poate concomitent de făcut referendum și alegeri. Ei, acolo nu știu cine speculează că atunci alegeri prezidențiale nu erau și s-au introdus nu știu cum. Păi bine, nu erau. Hai, numiți amul consultații adăugătoare. Și las să-i expună Curtea Constituțională, dar așa, în viziunea mea, eu nu prea înțeleg așa, iar fără să intru în mari detalii, de ce să mă întrebe pe mine dacă noi vrem să presupunem că noi, toată țara, vrem în Europa. Și să le dea apă la moară la tăța ăștia, începând cu șansa socialistă și mai departe, că să lucreze cu electoratul lor și să-i atâță, să-i muță împotriva unii europeni. Pentru ce? Pentru că așa trebuie să fac ceva. Și ei să facă contra. Și nu se știe cum a să iasă. Că este multă lume dezamăgită și te trezești că și așii care vreau în Europa sau așii care lucrează în Europa. Zic, da. Și? Eu cred că eu nu văd nici state. Nu văd nici state. Fă alegerile. Dar referendumul și ală, eu cred că cineva foarte așa de ăștia cu inițiativă a venit și convins-o pe doamna președinte că uite așa să fie fierverc, să fie frumos, să fie alai, cu muzică, cu gărmoșcă. Cu... Exact cum au consiliat-o greșit și în cazul celor 30.000 de euro de la Timișoara? Da, desigur că și așa a fost o opțiune negândită. Negândit, total greșit și cu... odat iar o permis la oameni care, mă rog, au păreri așa chiar nu bine conturate, dar când e vorba de bani, toți, păi da și într-adevăr, da și o luate, da cum așa? Și s-au pornit discuții inutile, pe loc drept. Nu știu. Eu cred că s-a descurcat aia. Așa. Ați lidei la Codruț. Eu azi dimineață când am pus anunțul că veniți la noi la emisiune, dumneavoastră ați distribuit și ați spus următoarele. Astăzi voi răspunde la întrebările care vă frământă. Despre corupție și corupți, despre pseudopoliticieni și agenții serviciilor străine, despre ucigași. Despre pseudopoliticieni îmi pare că am vorbit deja. De ce înseamnă despre corupție și corupți? Ori, potrivit doamnei Maia Sandu, potrivit domnului Igor, potrivit domnului Dorin Recean și potrivit doamnei Veronica Dragalin, noi corupții, așa cum am avut pe timpuri, nu mai avem. Da, mai e un polițist, acolo un jurnalist, un profesor, dar politicienii de sus, 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 nu. Despre care corupție și corupții vreți să vorbim? Aveți dreptate și ei au dreptate. Dar sunt nuanțe. Zic că, ea că domnișoara asta care zâmbăreață. Veronica Drăgălie. Da. Ea a solicitat, avea 143 de colaboratori, de funcții, care nu erau toate ocupate încă, și ea a cerut la 218 și a cerut Academia de Știință, nu știu care sediu acolo, Academia de Știință. Dacă îi dă sediu cealaltă, am înțeles că el dă. Acolo trebuie contabil, de ce ele să aibă grijă, tot. Iar nu știu câți cheltuieli enorme să fac cineva reparații și așa mai departe.
Și iată, mă, dar spui că parcă n-avem corupție. Eu am pășit pragul procuraturii în 80. Noi eram 400 de procurori, dar eram 4 milioane jumate de oameni. Eu în primul an atunci am expediat în judecată 47 de dosare cu rechizitoriu. Acum noi avem în jur la 2 milioane de oameni, dintre care o bună parte sunt bătrâni, bolnavi, nevoiași și mai departe, copii, alte parte, și deputați, miniștri și câțiva oameni. Dar avem 800 de procurori. Atunci avem 400 la 4 milioane jumate, mai mult ca atât, contingentul care îi predispus să facă crime, e psihotare. Ăștia tineri mai, așa e, zbânțuiți, ia că vezi, acolo 8 moldoveni au fost arestați, dincolo 4 moldoveni, dincolo. Aici nu moșniezi ăștia bolnavi ăștia care au rămas, nu îi fac. Corupția unde? Acolo. Acolo, sus. Știi în filmul ăla? Ты что думаешь, это мы? Та гнида, которая там сидит. Когда я университет, когда мы начали эту лукру, в прокуратуре генерала я был вроде 12 анкетор по казам эксцепционали. И фаше у лукру села, который факом в прокуратуре антикоррупции. Да мы имеем еще Печкоксу. Дублу, 208 плюс 200, сколько такого. Sunt și ceva. Eu am plecat, iată, nu de mult, procurorul capitale, unde sunt 45 undeva de procente din crimele din Republică. Tot codul penal. Dar ei au câte două articole. Și eu avem 40 de subalterni. Dar e ca lui Drăgălina Moșeru 218. Ce-ți faci să-i? Corupția, cine? Tu o faci, eu fac corupție. Gnida, că tu reside tam. Dar în ultimii 2 ani, mă da, mă spui că nu-s. Nu-s. Dosarul cu miliardul trebuie de închis. Trebuie de închis, că să fac numai cheltuieli. Și tu l-ai judecat pe filat, eu luat, nu știu cât i-a arestat. Eu luat un bănuț, nimic. Lui Plăcătniucul, lui Șor, lui Șor, nu Șor. Băi, terminați cu prostiile astea. Vă pșini prostiți, bre, cât spate? Cât spate de călărit miliardul și ala? Închideți-l mama dracului. Ia ca să iei o decizie, doamne președinte, un decret, să fac și închis și gata, dat foc, sau pus în arhivă. Când vrea șorea, cum spune, că el vrea să vii socoat. Ia că când vrea șor să vii, lasă deschide și cât de. Hai, lasă de. Care-s dosarele? Amu. Ia că cine faci corupție în țară? Dacă nu faci, pentru ce și rând 218 oameni? Ia că vă dau un exemplu. Două săptămâni în urmă, la ora 7 dimineața, mă telefonează un om de afaceri, milionar, ceva așa. Eu, e tânăr, eu nu-l precunosc pe dânsul, eu am fost prieten cu tata lui, fost ministru, care a decedat la COVID. Și mă sună Flăcău, nene om, m-am trezit, o gradă, vreo 12, cu mascați, cu automate, cu astea, gardul, știți cum se fac la oameni, oameni solizi, au gard solid. Uh-huh. O sărit gardul ăsta. Vă rog, ajutați-mă, avocat. Eu i-am spus, l-am instruit așa, prin telefon, cu toate că înțelegeam că s-a ascultat, i-am spus, fii atent, foarte frumos, spune că, conform legii, ai dreptul la avocat, timp de 2 ore, ești obligat să-ți deie. Pace, să-ți creezi condiții, că tu să vii. Eu îți trimis la avocat. Și eu îmi trimis la avocat. Și am spus, faci copii la toate documentele care să fie acolo
Și de seară vii la mine, dacă nu te restează, și să vedem și. Vă zic că a venit băietul, eu m-am uitat, vă spun, dacă vreți să mă credeți și mă ta și toată lumea, pe cuvânt, nu este componență de infracțiune. Nu-i creăm acolo. Unu. Doi. Conform legii, judecătorul, când eliberează orderul la percheziție, acolo trebuie să scrie concret. Și caută. Și caută și unde se găsește. În lege scrie concret că percheziția se face cu consimțământul stăpânului. Dar ce seri tu gardă, bă? În lege scrie că procurorul este obligat să propună la stăpân să prezinte, iată, ce. Dacă omul le prezintă, procurorul n-are dreptul să facă percheziție. N-are dreptul. Dar ce s-a rând gardul? Asta e pătrundere ilegală în proprietate privată. În orice țară din lume, pentru așa ceva, se arestează. E încălcat. Oamenii și mai scurt, i-au luat și era scris acolo și numai ce. Și oamenii au dat. Ei totul n-au făcut percheziții. Ilegal au făcut percheziții. Și al mai groaznic că procurorul șef a făcut prin ordonanță, a creat grup din 7 sau 8 procurori și în jur la 60 de ofițeri de urmă penal. Și iată, la ce ieși am spus adinioare, e că eu întreb, voi și n-aveți de lucru, vă v-ați dus pe un caz unde nu există crimă, eu spun. Și amuia nu dau nume, nu, dar mai târziu, mai târziu eu îmi spun cine acolo, să vedem cum să finalizeze. Dar eu spun autoritar amuia, că în cazul ăsta nu există crimă. 7 procurori și 60 de lucrători operativi. Asta, dacă să luăm amu arbitrar, așa, să facem niște exerciții, înseamnă că ei au 10-20 dosare de astea, subte din deget, și ei fac valuri în tazul cu apă, că ei fac lucru. Și noi plătim, eu când am plecat la pensie, mi-am dat demisia, aveam 7500 de lei salariu. Dar ei au 25-30. Pentru și noi plătim. Pentru și. Dar ei și-au vrut. Sau și mai vreau ea ca cu flăcăul ăsta. Desigur că dacă îi găsesc ceva, ceva acolo să-i găsesc, Domn ferește, hai, plătește 5.000, 10.000 și noi închidem. Și se închid spre dacă nu-i nimic acolo. Nu la un grup de 70 de oameni implicați pe caz, cred că 7.000 puțin. Și ia că asta e corupție. Ia că ei creează corupție. Și doamna zâmbește și ne povestește nouă asta. Eu aș propune, dacă mă aude doamna președinte sau domnul Grosu sau Recean sau cine acolo, iată, eu aș propune. Mă duc eu fără bani, fără salariu și încă câțiva, gen Pavlovski și alți foști colegi, care eu știu că sunt oameni onești. Și să facem, nu crol să vie, dar noi să ducem și timp de o săptămână. Nu întrăm în esență acolo cât. Dar să nu uităm că să facem un fel de revizie. Spunem pe masă și să arătăm că ei lucrează câte jumătate de oră pe sutcă. Nu cum eu. Eu am lucrat primii 7 ani fără concediu. Am avut concediu pe hârtie, dar le-am lucrat. Eu am lucrat toate sâmbile de duminici, eu am lucrat jumătate din nopți. Dar ăștia, eu nu știu cu ce se ocupă. Dacă ăștia, dacă sunt 70 acolo, s-au dus pe un caz unde nu-i, eu presupun, eu nu învinuiesc, dar presupun că de astea mai sunt. Eu știu un caz, iată, un caz îl știu 100%, că așa cum l-am povestit eu, omul ea. Mă opresc aici.
Dar până noi vorbim despre 3 ani, despre nu știu care reformă a justiției, domnul Diacu. Care reformă? Dar băieți, eu zic că noi venim... Știți, domnul Diacu, eu vreau să înțeleg o chestie care eu, chiar dacă unii cred că Cicaș trebuie să înțeleg, că în opinia unora am niște gărgăuni în cap, dar eu nu înțeleg. Acum nu se fură la nivel național. Da. Dar acum se trăiește mai prost. Cândva erau scheme. Așa ne spunea chestia. Schema lui Andronache, care prin Plahotniuc cu energia electrică. Lumina era mai ieftină. Cândva ne spunea că Dodon ne fură gazul împreună cu Putin. Gazul era mai ieftin. Cândva ne spunea că la calea ferată sunt scheme lui Vladimir Plahotniuc și tak dali, pe textul. Angajații la calea ferată primeau salariu și trenurile mergeau. Cândva ne spunea că Ilanșor a pus mâna pe aeroport. Aeroport curățel, frumușel. Și sunt bunătățit. Zburau companiile. Au venit vremurile bune, au luat aeroportul de la banditușor și au venit oamenii buni. Companiile au început să plece, în aeroport avem gândaci și lumea își dă demisia și miroase anumite scheme. Iarăși. Poate mai bine să trăim corupția mare și trăim frumos și bine, adică să nu avem corupție, cum ni se spune acum, dar trăim mai prost. Păi aici e abanzrenia. Minciună spusă, amu doar nimeni nu discută. Nimeni... Iată, eu când era Plahotniuc, parcă era cel mai indicat om să lucrez cu dânsul, să mă duc, să mă pup, să mă îmbrățișez, să fac un ban ușor, liber. Și am avut propuneri concrete, eu am mai păusit, nu vreau să mă repet. N-am făcut-o. Amuia, eu nu știu cum dracu a nimerit noi în capcana asta, cine, iată mă ta, poți să te duci să te asculte. Cine poate să ducă, să bată la ușă și să-l asculte. Eu am fost la Parlament, am vrut să pun o petiție. M-a trimis încolo, m-am dus, m-a luat în deredere, vin încoași, m-a luat în deredere și întâmplător m-am întâlnit cu Nantoi. Și zic, te rog, uite, hai, din stimă. Și de-aia, domn Deacu, de-aia las, că-mi s-o duc eu. La o lesă stămate. Eu dat-o, eu cu o lesă stămate mă cunosc și am avut și... Era o întrebare, eu în întrebarea mea, care am scris-o pe 10 pagini, era și răspuns acolo. Unde e, trebuie atâta răspuns. Și e și bătut joc. E față de mine. Eu n-am cerut acolo și nici n-am vrut să mă duc. Pur și simplu am vrut să încerc să dovedesc cuiva ceva. Și am scuipat și am lăsat. Nimeni pe nimeni nu-l ascultă. Ia că numai ce am spus eu. Și crezi că a să vină cineva să spui, domnule, și chiar așa, bre? Ia hai, hai du-te, ia că noi îți permitem, uite, îți dăm o săptămână, 10 zile. Și hai pune pe masă. Crezi că vrea cineva să audă? Să vadă? Dar nu vrea nimeni. Fiindcă eu știu că acolo sunt oamenii lor, oamenii puși. Repet, eu nu știu cât ții la număr, 400 așa iese undeva. Eu, procurorul capitalii, cu 40 și cu 400. Care dosare? Care? Că dacă se iei numai articolul este 5 articole cu corupție, străie leacă. Da, noi avem accidenturi rutiere, avem furturi, avem labiții, fel de fel de asta. Astea sunt multe, dar e caz și el trebuie de închetat. Acolo tot trebuie să pierzi timpul, să faci ordonanță de pornire, ordonanță ce, expertiză una alta, e lucru. Este. Da, ești. Am lămurit ea ca caz, v-am spus, ești fac de lucru, dar este că trebuie să dovedească nu știu ce. E strașnic. Că am vorbit un piculez despre aeroport. Nu vă apucă plânsul când vedeți tot ceea ce se întâmplă. Pentru că au fost o licitație, după care toți cei care puneau la îndoială erau acuzați că sunt șarlatani. După care tot domnul Spân a zis că, băi, anulăm licitația asta, nu e ok. Deși să nu mă apuc și plânsul. Chestia între așa, hai, eu de acum vârstă, cam la vârsta mea, de-am oameni înșepă așa de mai pe casă, mai cu nepoți, mai pe lângă casă. Dar sunt oameni tineri de vârstă matale și alții care trebuie să circule. Că așa e veacul, de-a mult veacul circulației.
Și multul lume se duce la Iași, la Suceava. Ia uite, măi, cum cresc aeroportul cele. Și paza moldovenilor. Și omul se duce, du-te tu, scoală-te dimineață, aici, cum e, da, tot era problemă. Tu cum la aeroport, scoală dimineață, duci la aeroport, trebuie să du-te la Iași. Nu mai vorbesc de celălalt. Nu mai vorbesc de celălalt. E catastrofă. De obicei, procuratura, știu, că se seza de fiecare dată când simțea vreun rost. Era procuratură pe transport. Uh-huh. Procurorul Republicii Moldova transport se spunea direct procurorul general al Uniunii Sovietice. Era stat în stat. Calea ferată Republicii Moldova era linieină de al poliției. Acolo, alături, era secție poliție specială pentru calea ferată și procuratură. Era lucruri enorme. Am văzut eu dările de seamă, sfârșit. Gata, nu-i nimic. Că dacă era procurorul care supraveghează activitatea aeroportului, și că e ferate, la etapa ce e, când cineva și-a băgat nasul. Uh-huh. El, hop, o sesizare, hop, acolo, hop, arest, hop, acolo. Să nu e cine? Cine controlează? Spânul pe spânul? Care e problema? Și chiar dacă un cetățean cu o leacă de conștiință vrea să scrie, băi, oameni buni, uite, se face acolo așa, așa. Dar cine citește? Cine îl ascultă? Noi am devenit amuia mai cu seamă în ultimul. Da, începem cu Voronin, dar mai cu seamă. Acum, un stat unde e scătări și gata. Deci, spuneam că dumneavoastră... Așa, încă ceva despre procuratură. Unu, de ce noi peste tot avem procurori interimari? Și doi, la 3 ani de putere absolută în țară, noi nu avem procuror general cu documente și cu ștampilă în regulă. Când Stoianoglu nu m-a opășit în concurs... Eu am fost la Stamati, era ministrul justiției, că am simțit că nu-l doresc. Și i-am propus, hai pe gliguri să-l alegem, iată așa, așa, condiții, nu vreau să intru în detalii. Vorbit, da. Ea a acceptat și m-a trimis la Litvinenko. Zic, de ce să vorbesc cu Litvinenko? M-a trimis la Grosu. Dar eu doar pe Grosu am deschis dosarul și ala cu camerele video și așa mai departe. Că el era executor, dar mai înseamnă ca șeful. Zic, și caut eu la Grosu? Zic, eu v-am spus, nu mă trimiteți nimeni, mă da, ieși, du-te ca ministru justiției, s-a terminat. Bine, a participat la concurs, a câștigat concurs. Da, s-a pus pripanii încolo, încoace. Când de acum era câștigat concursul, eu m-am dus iar la dânsă și îi propun variante că, uite, Gligor, că ei au ieșit la CSP, trebuie să treacă, Gligor cu Stoianoglu. Și îi spun, zic, uite, dacă voi acceptați să-l numiți pe Gligor, cu condiția că lui Stoianoglu să dați adjunct. Ia că este variantă, el nu l-a murit. O, s-a bucurat? Nu. Bine, o trecut asta. Stoianoglu a început să lucreze. Eu am observat că, gata, să începi ceva care nu o să termine cu bine. M-am dus la doamna Stamati, era consilieră președinte. Și îi spun, zic, doamnă, uite, am variantă. Ori prima, îl lăsați pe Stoianoglu și eu garantez, eu am pus niște condiții, nu vreau să intru în detalii, și eu vă garantez că Stoianoglu să îndeplinească absolut tot cum a să doriți dumneavoastră, cu excepția că crimin n-a să accepte. Și a doilea variantă, îmi dați-vă 2-3 luni, dacă nu și nu doriți, eu îl pregătesc și el plece. E s-a bucurat. Și e bună ideea, așa. Mă duc să raportează. S-a raportat, vine peste 3 zile, 5 zile, nu știu că acolo m-a invitat și mi-a spus cu text deschis. Noi vom trece cu tancul peste dânsul dacă el n-a să înțeleagă. Și înseamnă treci cu tancul? O trecut deja cu tancul. Dosare penale. Eu am venit și am pus titlul lui Alexandru Dumitru și zic, uite ce te așteaptă. Și el cu lecrimi în ochi și mi-a găsit.
Dar nu mă simt eu vinovat. Și iată, pe data 28 februarie, și-a rupt 8 ani de zile. El până mâine se simțe foarte liber, dar mâine când a văzut că așa, procurorul a făcut o glumă de prost gust, da, dacă glumești și judecătorul. Da, dacă glumești și așa. Voi vă închipuiți? Ce nebun, zici. Dar ce... Nu, bun, dar ce? Ăsta are drept să glumească, dar judecătorul nu are drept să glumească. Și iată, atunci el m-a rugat și eu am scris pe 5 articole la rând și am adus argumente că, dar nu-i crim acolo, bre. Iată s-a vorbit de Andronache ăsta. Eu nu-l cunosc pe Andronache. Nu știu ce-o comis. Știu că e plăhoi celălalt. Și așa mai departe. Și când s-a început epopeia și aia, că preotul, că niște pedagogi s-au dat cu iscălitură. Păi ăsta e dreptul lor. Dar și, de ce voi discutați la nivel de prim-ministru, de nu știu cine, și aveți voi cu oameni și omul s-a dat cu iscălitură, are dreptul, a făcut, nu știu și. Eu când am văzut ăsta, zic, păi ia să văd eu, dar ce-a făcut Andronache ăsta? Și-l sun pe un avocat, fost securist, pe care nu-l cunosc, l-am sunat la dinu și așa l-am trimis ordonanța de pune sub învinuire. Domnul Gonță, dacă mă crezi pe mine, pe cuvânt, ca specialist, specialist puternic în domeniul ăsta de a scrie o învinuire, vă spun că în ordonanța de punere sub învinuire a lui Andronache nu scrie că Andronache o comis crimă. Eu l-am sunat pe judecător și zic, uite, dar de ce nu la cheță și să-i dai drumul, înțelegi? De ce îmbli tu cu fârfălică, înțelegi? Eliberat, schimbat, încolo, încoace, nu știu ce. Nu-i. Nu scrie că Andronache o comis crimă. Acolo scrie că Andronache a constituit un grup criminal organizat, împreună cu Șor, împreună cu Plăhătniuc, și Andronache acolo, și acolo. Dar acolo e vorba că s-a luat 32 de milioane, nu știu cât acolo, credit, pentru a face reparații la o clădire. Acolo, în ordonanță, și nu scrie că Andronache a luat creditul ceală. Și nu scrie că Andronache are o atribuție la clădire și aia. N-am înțeles. Dar și cum stă învinuirea? Învinuirea trebuie să scrie că Ghiță, pe data cutare, la ora cutare, cu scopul cutare, au făcut așa, așa, așa și consecințele iactele. Ia că așa trebuie să fie scris. Acolo nu scrie. Trebuie să-ți făcut poftele mulțimii. Dar nu-i problemă. Pofta mulțimii poți să o satisfaci. Dar să-l reții pe Andronache ilegal, să-l treci granița ilegal, să-l arestezi ilegal, să-i înaintezi învinuire ilegal, să trimiți dosarul în judecată ilegal și să dai din deget la preot că s-a iscălit acolo. Pune aici atât și pune aici. Tătă țara huiește și băi, dar și popa așa la s-a iscălit. Continuăm peste câteva clipe de publicitate, vă rog, publicitatea doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Deci, când vom avea în opinia dumneavoastră procuror general? Și cine va fi el? Domnul Munteanu, care e actual interimar? În două cuvinte, dar cine e procuror general? Domnul Munteanu. Nici, cine e el? Și prezint el. Pentru ce trebuie? Deja iată, Stoianoglu era procuror general în mintea lui și cu experiența aceea pe care el o apucat-o de pe vremuri. Dar băiței ăștia, ei știu și înseamnă procuror general? Ia duce-l întreabă. Dar ce faci tu, băie, că vii dimineața la lucru? Tu ce faci? Dar care sunt puternicile lui? Noi, procurorul general, avem o păpușă acolo. Și nu are importanță că e Guțul, că e Ghiță, că nu știu cum îl cheamă, Munteanu ăsta. N-are... ei așa dotovodă igrales au făcut, ea, că eu doar am scris și tot super. Ea că Viorel Mărar m-a dat, ea, la curte de pielă, m-a judecat. Că eu am spus că Viorel Mărar cu flăcăul și ala lui Gribincea, atunci am spus, nu am, am scris scrisoare și am dat la fiecare deputat în mână și la frate mi-a spus, băi, nu votați, băi, am fost la Voronin.
criminalizați procuratură. Păi e că am vorbit, amuia, nu vreau să repet, acolo l-au ajuns. Amuia, un oarecare CSP. Da, CSM este la judecat, fiindcă judecătorii n-au stăpân, ei n-au șef. Dar procurorul era procuror general. Procurorul general era țarii bog în procuratură. Amuia, procurorul general e nicto. E nicac nezăvut. Și el și are, n-are nicio putere. Absolut nicio putere. Și de ce de acolo? CSP, care, eu nu știu cine sunt acolo oameni și aduși de peste gard. Cine sunt ei? Și cunosc. Înțelegeți? Era procurorul general, șefii direcției, adică persoanele de bază din piramida instituției procuraturii intrau în colegiu. Și era de pildă omoruri sau furturi sau din bănci sau de acolo. Îi zice, băi, avem probleme. Și el dă de comandă, procurorul general, să dă de răspărăjenie, cum se zice. Și spune, hai să controlăm. Face un grup de lucru cu oameni care el îi știe, care avea încredere în tine, specialiști. Iam, vă dau 2 săptămâni, 3 săptămâni, iam pe masă la mine notă. Care e situația reală în domeniul ăsta? Și după aceea eu puneau în discuții la colegiu. Dar muia, în primul rând, lucrul ăsta nu se face și se pun în discuții fel de fel acolo care apar ca așa zilnic la CSP. Dar și însă acolo la CSP? Și ales jumătate la jumătate oameni de aiurea și ăștia niște procurori venind de la Don Dușeni, de acolo, de acolo. N-am înțeles. Și să-l cheme pe procurorul capitale, pe procurorul acolo, pe șeful direcției, doar șeful direcției e responsabil de un domeniu oarecare. Și aici să-l cheme și să-l ascult, așa, șed, să-l ascult, că face umnejid. Știi? Dar cine sunt? El are drept moral, dar profesional, el are să-l judece ca pe deacul procurorul capitale, să-i dă întrebări, să-i dă din deget, să spui că tu nu ai drept. Tu el nu poate, el în ochi la mine, poate să uite. Eu când mă uitam la dânsul, el își zice, cădea pantaloni pe dânsul. Cine e el? Noi nu avem, s-a distrus procuratura ca instituție, ca instituție piramidă, ce puternic. Era expresia puterii în stat. Înainte, eu am scris vreo 10 ani, țin minte, eram în Cehia la sănătoare și am scris cine ține procurorul general de așa e? Așa conduce. Așa ține puterea în stat. Dar azi, cine îl ține Muntean? Dar cui trebuiește? Și poate Muntean, iaca, ce poate Muntean să facă? Că eu spun, scuzeu, de procurorul și ala independent. El, este. N-am înțeles. Care procuror independent? Cazul Adriana Bețșor, vreți să-l comentați? Dar și să comentez. Acolo, cât am citit așa, numai fugitivă mă ia, o clasat, nu știu, o achitat, nu știu acolo, că o oricare procuror și partoli, câțiva ani în urmă, pe aceleași fapte, au făcut material de refuz. N-am înțeles. Cum vrei? Dosarul s-a dus în judecată. Văd că așa e partoli 3 ani în urmă, să nu știu câte acolo, au refuzat împărnirea urmării penale împotriva lui Bețșor, dar nu, dosarul era pus spre examinare. Și judecătorul a analizat, nu știu, și a făcut trimitere, chiar că atunci a fost refuzat împărnirea dosarului, și l-a scos de pe rol, sau clasat, sau nu știu ce a făcut acolo. N-am înțeles. Dar și procurorul era superior, procurorul general, nu a anulat decizia lui Partoli și a lăsat-o în vigoare și a dus dosarul? Eu n-am înțeles. Ei și se joacă de țurcă acolo. Cum așa? Și doamna asta Bețșor era cu avocat, era cu acolo. Cum ei au văzut și au știut și au tăcut până amu? Sau acolo e altceva? Nu cunosc detalii, că să comentez ca lumea așa, ca profesionist. Iacă ce aici am văzut. E lipsă crasă de profesionalism, lipsă de responsabilitate, lipsă de 7 ani de acasă. E
joacă de țurcă în procuratură. Așa, revenim. Spuneați, deci, că pe Facebook azi vreți să vorbim despre corupție, am vorbit despre pseudopoliticieni, care așa e numiți dumneavoastră, am vorbit despre ucigaș. Despre ce vreți să spuneți? Ce ați vrut să spuneți? Ucigaș, sunt două așa, cu Navalny, dacă acolo concret, dacă mă întrebați ceva, dar la doile, eu vrutea că lăsăm este. Eu am o problemă dureroasă pe care eu am lucrat conducător a grupului specializat în descoperirea omorului. Și am mai spus eu și mă ating și aici, iată omorul la Durlești. A fost 11. S-a comis 1, pe urmă peste 8 luni de zile altul, peste 6 luni altul, peste 4 luni altul. Și pe urmă s-a început peste o lună și tot mai des, mai des, mai des. Și hop, noi am arestat persoană pentru omorul soției. Eu, dosarele astea care, așa numite, de la Durlești, din zona Durleștiului, au fost comise timp de vreo 2 ani aproape. Și se exercita urmărire penală de Chitoroagă, din Procuratura Generală. Eu, ca procuror al Capitalei, n-am avut acces la acest dosar și nici nu cunoșteam. Știam că este acolo și n-am putut să fac o legătură dintre acestea. Când la aprilie acerednaia gădăscină se face tot în presă zarul, că eu ca să lucrează. Și mă sună socru, lui ăsta de Ștefan Găș. Păi, mă, ta știi că, uite, eu m-am uitat, eu așa, de la Ocniță mă sună omul. Și mie mi se pare că jinele meu e autor acolo. Eu când mă uit, mă duc la un conducător, la altul, dați-mă să duc eu dosarele. Nu. Nu, nu. N-am să intru în detalii, dar spun numai la sfârșit. În 2018, jurnalistul ăsta, cum îi mai zis, de la Ziarul de Gardă, Victor, cel mai bun acolo la dânsă. Moșneag? Moșneag. A făcut un articol foarte mare. Dacă nu știi nimic și îl citești, extraordinar, un articol jos pălărie, laudabil, la adresa procurorului și al ofițerului din Uniunea Penală. Și scrie, gata, ia că s-a lucrat, s-a stabilit că toate omorurile astea au fost comise de una și aceeași persoană, de un maniac, cu una și aceeași armă, cu una și aceeași nu știu ce, și iaca zilele astea a să fie arestat. În 2018. Și el a luat atunci interviu de la Jizdan și de la ăsta, Harunj, în procuror general. Și lua, da, noi am lucrat, noi am făcut, noi așa. Ei și acolo el întreba. Dar ia că Deacov spune nu știu ce. Aia, hernia Deacov, și Deacov așa la el grăiește. Și cu asta s-a terminat. Omul nostru, care a fost arestat, a primit 24 de ani. Și din ziua și când l-am reținut, în jurul Durleștiului, până azi e liniște. Se făcea așa, hop, 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 tot mai des, mai des, mai des, și hop, s-a terminat. Nu pentru orice om sănătos, e clar. Mai mult ca atât. După datele care eu dispun statistice, în Republica Moldova eu cunosc situația, am studiat ultimii vreo 60 de ani. Unicul maniac. Nu a fost mai mult. Domnul jurnalist a pus acolo, este poză. Așa, două teancuri așa e de mari, de dosare și au cât lucru au făcut. Au făcut 860 de percheziții. S-au ridicat atâtea arme. Și eu întreb. Păi dar cui? Dacă în 360 de ani un singur maniac a fost în Republică. Voi cui ați făcut 860 de percheziții? În bază la ce? Care au fost motivele de a suspecta să intru tu în ograda omului
Și ce ați făcut voi acolo? Dar unul Crăciun a șezut, i-a dat 21 de ani, a șezut 5, degeaba. Doi frați acolo au șezut, vă 2 ani, unul murit în pușcărie și așa. Dar câți care eu nu știu, că eu dosarul tău nu l-am citit. Pătăranie și că am o câteva luni, flăcău este o ieșit din pușcărie. Eu înțeleg când iese filat. Nu, filat e. E a nostru. O ieșit Platon. Nu e șmecher băiat, nu i-a dat drumul. Unii spun că legal, alții spun că ilegal. Eu tot spun că legal o ieșit. Ei, mă rog, pot să n-am dreptate. Așa. Dar ușigașul a ieșit cu 12 ani. Cel care a fost acuzat de omorul nevestei. Da. Uh-huh. Da. Pe care dumneavoastră suspectați că n-are importanță să suspecteze eu sau nu. I-a dat 24 de ani pentru omor. Și el nu a contestat că Platon, că Filat. El nu a contestat. Lui i-a dat drumul za хорошее поведение. 12 ani nu a șezut. Dar știința în domeniu spune că omul este, știți cum e, că dacă unul la beție sau din alte motive sau killer sau nu știu ce, a făcut omor, el poate să zic, nu e ciortul, ne ajunge. Asta, el are motivele lui. El crede, el e încrezut, că el face bine. Că el lichidează un rău și el nu se oprește. Nu a fost în istorie că un maniac să se oprească. Și el e om deștept, el citește, el studiază, analizează. El poate să facă o pauză, nu știu, de 5 luni, de 6 luni, de un an. De când a ieșit? Să mură de mult. Și... De atunci... Cine să răspundă? După articolul ăla pe care l-ați citat, s-a efectuat vreo arestare și condamnare? Nu. Adică în articol bun ne-a vorbit domnul Jăzdan și nu dar, dar arestul persoanei pe care îi considerau că e vinovat, n-a urmat. Nu, de cine să le dă cu omul și de și eu le-am spus de studioare. Haideți, nu vă prostiți. Nu-i primul an când dumneavoastră insistați că e acela. Nu bine, hai să nu, uite, lăsăm toate într-o parte, să nu ne dăm în astea. Iată el, sfășeu, vă spun, o lună, două, trei, sfășeu. Să comiteu crime. Și hop, noi l-am arestat și gata, de atunci, iată, cât se primește? În 2011 noi l-am reținut? 13 ani. 13 ani? Nu, nu s-o convins. Da, stați oleacă, dar alte dovezi aveți? Sau asta e unicul mai argument? Eu n-am făcut anchetă, bre, ei au făcut. Și eu, acolo scrie că este, Victor este, o scris, că din aceeași armă, adică acolo, ei au stabilit. Așa persoană. Bine, ce, nu știu ce, el a dus argumente acolo, nu vreau să intru, că e prostie. Dar eu a dus argumente, că gata, au rămas, ia că, am ușa să-l prind. Și a trecut de atunci, cât spunești, 5 ani? Deci, da, 5-6 ani de-am. Și lasă jurnalistul ăsta, eu nu mai spun de ofițeri și spune, păi, dar unde? Voi ia că l-a stabilit. Adică la nivel oficial, crima este nedescoperită. Desigur, crimele. 11. Ele s-au făcut într-o rază, iată așa, drumul ăsta care intre de la gara sud în Durlești și drumul ăla care se duce la Leușin. Iată, în rază și mare, acolo dacă se iei câteva zeci de kilometri pătrați. Eu nu înțeleg, dumneavoastră ca procuror, șef al capitalei și n-ați putut pune mâna pe document, măcar să vă uitați așa, în secret? Băi, omule, eu am încercat mai multe lucruri. Unul dintre însele a fost, am vrut să fac din partea cealaltă. Uh-huh. Am chemat părinții la, aia este două persoane numai. Copii. Da. Uh-huh. Și a venit tata. A intrat la mine în birou, eu am vrut ca ei să le lămuresc, ea că eu sunt cel mai bun specialist în Republica Moldova pe omoruri. Că eu, ea că pot face așa, că eu cunosc așa, 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 așa. Și intră omul ăsta la mine în birou și nu vrea să așeze.
a intrat așa zburlit, rău intenționat, și eu îi explic, domnul, ia că eu așa, ia că... Dar ce m-ai chemat? Dar ce m-am? Zic că e omule. Nu, omul suferă, putem să-l înțelege. Înțelegi, ei bocesc câțiva ani. Când vine acolo și scriu că procuratura nu face nimic, că poliția... Și atunci un procuror l-a chemat, el nu a vrut cu mine să stai de vorbă. Eu intuiesc că ei au aflat cineva și s-a dus și eu predispus în omul ăsta nu a vrut să vorbească cu mine, el nu a vrut să șeze. Dar ce-i treabă? Gata, noi am bășit, noi și treaba mă ta? Și acolo. Cum? Așa un tată vorbește cu procurorul care vrea să-i ajute? Ei bine, mi-a cerut scuză, zic, nu vrei, nu vrei, ești liber, mă rog. Și eu și-o sun pe mamă, fetiții, că la momentul acela ei tot din Durlești, așa am înțeles, dar atunci nu știu de ce trăiau la Bălți. Și eu nu m-am sunat, ei era pregătită. Dar ce-ți trebuie la mata? Dar cine ești mata? Dar ce interes ai? Și, care interes, mă, și este furt bancar? Și fel de interes putem să am eu pentru a descoperi 11 cazuri de omor. Și femeia și nu a vrut. Iată, ia că e la Victor, i-a dat interviu acolo și spune, ia că cum așa, e nu înțelege, de ce nu se lucrează. Dar la mine nu a vrut. Nu a vrut să vii. Eu am vrut să le explic omenește, să le aduc argumente și ei scrie la procurorul general ca pătimiți să ceară că dosarul să mi-l dea mie. Era unica încercare solidă, așa să spun, care, care putea să iei, să fie acceptată. Că dacă partea vătămată solicită, procurorii cam nu prea au argumente, se refuză. Dar ei nu au vrut. Nu au vrut. Da. Delicat. Și tare declarații faceți dumneavoastră, că e la libertate. Dar ce ați vrut să povestiți despre asta, dumneavoastră, despre Navalny? Iată, ieri, ăștia de la jurnal m-a invitat și eu le-am refuzat și i-au pus în discuție acolo cu Navalny și mă uit chiar și presa mondială, chiar așa. Acolo se spune că administrația nu doresc să dea cadavru. Administrația penitenciară lui ăla, da? Puterea, așa să zicem. Și eu mă mir că n-am găsit nicăieri să fie lămurit. Stați-o leac, dar în și bază să nu dea. Eu, ca fost procuror care m-a ocupat 3 ani de zile numai cu omoruri, eu am participat la sute de cazuri de autopsie. Ujos. Cum e acolo ordinea? Anchetătorul scrie ordonanță și numește expertiză. Și el pune un șir de întrebări. Până la 10, depinde de caz, 10, 12, 15 întrebări. Dacă așa, rog să răspundă expertul. Și iată cum în cazul Navalny, el desigur că are istorie de boală, că s-a adresat acolo. Și dacă este istoria bolii, îi trimite și documente. Expertul, venind în morgă, având cadavru și masă cu fel de fel de cuțite și instrumente, el își pune aici aia niște containere, așa, niște băncuțe cu niște soluții acolo, nu știu cum acolo, pentru păstrare. Și el face cadavru ca de aici până aici și inclusiv capul face hop și el e probe din creier, din plămâni, din inimă, din toate organele și punem băncuța și aia. Punem băncuța și aia cu soluție specială. De la unghii, păr, cu udul, cu fecalie, cu șerie, cu șerie, sânge, tot și se poate lua la om. Și se pune băncuța. Lucrul ăsta, expertul îl face maximum în 3 ore. Maxim. După asta, loc sutul a pregătit frumos și e obligat să deie cadavrul. Nu poate cadavrul să-l ții nici o minută mai mult. Nu are temei. Că nu poate alte... Doar la noi
fac, găsesc acolo în pământ de 5.000 ani în urmă și fac expertiză. Deci, eu monstri proaspete păstrate științific. Iată cu aia este, se numește histologie, biologie și mai departe, expertiză, care poate de la o săptămână până la o lună, o lună jumătate să facă expertiză. Dacă cadavrul ei nu pot să pui în cazan să-l șarbă sau nu știu ce, gata, dintr-un s-o lua toate probele, absolut toate. Sunt cazuri când experți, aha, de pildă dacă l-am pușcat, și îi scrie că acolo a intrat pe aici, a ieșit pe dincolo, s-o ăsta și ia că pe cine morți, ia că e așa. Și când acolo cumva e formal, e câteva monstre, și hop, de-o stă ele că el, și ia că între aceste cazuri apare câteodată pentru a exguma cadavru de a face, dar în cazul cu Navalny, sigur că el e obligat să iei absolut la toate. Și aici, care bătjocuri, înțelegi? Bătjocuri la nivel de stat, la nivel de dictatură, și el a fost omorât. Amu e, desigur, că o singură variantă. Dacă el murează, cât nu l-or ține e acolo, că el nu are nicio importanță, că să facă ei și nu vrea cu dânsul, nu are importanță. Un singur lucru, de pildă, să-l ardă și spui că din greșeală, în loc să-l ardă, pe cealaltă lor și să ceară scuză, nu de este ca lucru de este. Doamne ferește. Altfel, n-au ei nicio soluție. Că știința și profesionalismul la experți, biologi și așa mai departe, e așa de înalt că o să dea pricina morții 100%. Deci tot ce contează acum să ia rudele, cadavrul de la morg, asta e cel mai important. Da, fiindcă ei pot să facă un singur lucru. Să găsească un expert particular, să mai iei odată ca monstru ăsta și le trimit pe hotare. Și acolo, 1000% se dă pricina morții, începând cu timpul real, 100% dă greșeala de 15-20 de minute acolo. Și terminând cu pricina adevărată a decesului. Să nu încheiem chiar așa de macabru. Am văzut o postare la dumneavoastră. Luna asta, spânul, luna asta am plătit peste 18.000 de lei pentru gazele negociate de tine. Ești mulțumit? Domnul Diacov, Procuratura Generală a anunțat că dosar este pe cauză, dar domnul Spână nu figurează în dosarul privind achizițiile de gaze naturale. Da, așa am întrebat și eu și... A, pur și simplu? Pur și simplu am întrebat. Eu am vrut să văd cum un grup și o jurnalist Gerasimov, sau cum acolo de la... a fost la TV8, a fost în guvern și amăia nu știu. Și e... Da, și ia că eu atâția metri pătrați și ia că am plătit numai 1200 de lei. Dar ce are una cu alta? Eu am spus de preț la gaz. Eu și nu m-am laudat câți metri. Am spus cifra reală care am plătit. Asta e treaba mea. Eu putem, că trebuie să faci economie. Dar ce are și mă pui să fac economie? Dar eu nu vreau să fac economie. Eu m-am încălzit, trăiesc normal, vin nepoță și eu să las casa să se rășească, să acolo. Chestia, eu am intrat în preț. Așa am întrebat și eu. Și nu l-am întrebat atât. Spune-mi cât e că jurnalista e în loc să așeze pe pozițiile omului de rând a problemelor sociale. Eu s-a început și a făcut vreo 10-15 replici. Domn Deacu, că mă ta așa, că mă ta că am fost procuror, că mă ta așa, că... Da, eu am întrebat prețul la gaz, femeie dragă. E, Dumnezeu, că... Am făcut și eu așa un fel de testare. Poniu. Domn Deacu, mulțumesc tare frumos că ați fost la noi emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a Patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.